Un motociclist din Medeș a fost accidentat mortal pe strada Blajului. Din spusele martorilor, motociclistul a fost lovit în plin de un autoturism al cărui șofer a pătruns în intersecție fără să se asigure. Motociclistul avea doar 21 de ani. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă eforturile lor au fost în zadar. Serviciul urgență Medeș a fost adus un pacient în vârstă de 21 de ani, victima unui accident de circulație, cu un traumatism craniocerebral, o otoragie bilaterală, fractură cu fundare regiune parietală, leziuni incompatibile cu viața. Intrat în stoc cardiorespirator, s-au făcut manevrele de resuscitare timp de 60 de minute. Din păcate, s-a declarat decesul. Polițiștii care au închetat cazul au descoperit că șoferul vinovat de producerea accidentului conducea un autoturism cu numere false. Împotriva lui a fost deschis un dosar penal.